titlul declarației mele politice este eroul Oliviu Beldean. S-a născut în orașul Dej la 16 februarie 1924. La vârsta de 15 ani a intrat în organizația anticomunistă de tineret Frunză Verde. Din cauza ocupării Ardealului de Nord de către Ungaria Hortistă, familia Beldeanu se va refugia în București. Aici, Oliviu va urma cursurile Facultății de Arte Frumoase din București, arătând de timpuriu veleități de sculptor. După 1945, tatăl va fi arestat în repetate rânduri pentru propagandă în favoarea Partidului Național Țărănesc, iar tânărul Oliviu Beldeanu va fi unul din conducătorii organizației de tineret a Partidului Național Țărănesc. În 1945, fiind student al Facultății de Arte Frumoase, Beldeanu avea să fie arestat cu o zi înainte de manifestările stradale prilejuite de ziua regelui Mihai. În noiembrie 1946, în încercarea de a împiedica falsificarea legilor, va fi unul din organizatorii revoltelor din zona Dejului. Trăind în clandestinitate, în anul 1947 se va refugia în Făgăraș, pentru ca ulterior să se alăture unui grup de rezistență armată din munții Piatra Craiului. Pe 11 ianuarie 1949, Beldeanu reușește să părăsească România, trecând clandestin granița în Iugoslavia. După mai multe luni petrecute în lagărele sârbești, va ajunge în lagărele de refugiați politici din Italia, de unde va fi preluat de reprezentanții emigrației românești. A muncit hamal în portul Triest, apoi a fost corespondent pentru agenția de presă Foreign News Service. A părăsit Triest în 1953 împreună cu Ioan Chirilă, stabilindu-se pentru un timp la München, după care s-a mutat la Constanța în Elveția. La Constanța avea să conceapă planul unei acțiuni de răsunet împotriva regimului de la București. Obiectivul ales a fost legația română din Berna, pe care o suspectau de spionaj în favoarea Uniunii Republicii Sovietice Socialiste. Acțiunea avea ca scop atragerea atenției întregii lumi asupra rezistenței din România ocupată și asupra exterminării elitelor din închisorile comuniste. Beldeanu s-a ocupat de antrenarea și înarmarea grupului, alegând ca data atacului ziua lui de naștere. Atacul a avut loc pe 14 februarie 1955, după ora 22, când activitatea legației se încheiase. Beldeanu, împreună cu Dumitru Ochiu, Ioan Chirilă și Stanco Odrescu, au pătruns în curtea legației, dar apariția inopinantă a șoferului legației, Aurel Șețu, a generat un schimb de focuri în care securistul avea să fie omorât. Grupul Beldeanu i-a luat ostatici pe toți membrii personalului diplomatic, percheziționând birourile și intrând în posesia unor documente care demonstrau indubitabil că sub masca unei legații diplomatice, angajații desfășurau activități de spionaj împotriva puterilor occidentale. La scurt timp, Beldeanu va decide eliberarea tuturor ostaticilor și va amâna poliției elvețiene revendicările grupului, printre cereri numărându-se punerea în libertate a unor deținuți politici, precum generalul Aldea, episcopul Suciu, Anton Mureșanu, Ilie Lazar sau Constantin Brătianu. După 3 zile de ocupare a legației din Berna, grupul Beldeanu se va preda autorităților. A urmat un lung proces în care personalități ale exilului românesc, precum prințul Nicolae, Ion Rațiu sau Wilhelm Hildermann, aveau să depună mărturie în favoarea tinerilor anticomuniști. Beldeanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare, Stanco Odrescu și Ioan Chirilă la câte 3 ani și 6 luni, iar Dumitru Ochiu la 1 an și 4 luni. Eliberat înainte de termen, în 1957, Beldeanu se va stabili în Germania. Imprudent, se va lăsa atras într-o capcană de agenți ai securității, care vor aresta pe teritoriul Berlinului răsăritean. Încercând să se apere, Beldeanu va folosi cele 2 arme de foc pe care le deținea, rănind un ofițer german și fiind la rândul lui rănit în abdomen. Răpit la propriu, Beldeanu va fi adus în România pe 2 septembrie 1958. Numai memoria celor care l-au torturat aveau să știe la ce chinuri inimaginabile a fost supus tânărul erou. În noiembrie 1959, un tribunal militar va condamna la moarte pentru atacul împotriva legației române de la Berna. Cererea de grațiere va fi respinsă și va fi executat prin împușcare în seara de 18 februarie 1959 la penitenciarul Jilava. Cu numele lui este inexorabil legat de atacul de la Berna, sunt onorat ca fiu cupola a Senatului României să-l pomenesc pe tânărul erou Oliviu Beldeanu. Vă mulțumesc, Sorin Lavric, senator AUR.